Scrub esfoliante delicato, rimuove la impurità, stimola il ricambio cellulare e riattiva la microcircolazione. Oh, la sua textura è con microgranuli di perlite vulcanica, dona una pelle purificata e buona. Salutare dragilor și bine ați revenit sau venit la mine pe canal. Dacă sunteți noi aici, am să vă rog din prima să vă abonați canalului meu în caz că rezonăm și mai mult decât atât, să dați un like și de ce nu un share acestui video dacă credeți că puteți ajuta pe cineva cu aceste informații. Astăzi, după cum probabil ați văzut și în titlu, o să vă spun, o să vă arăt și o să vă vorbesc despre niște produse care m-au impresionat de-a dreptul în ultima perioadă. Le am de scurt timp în colecția mea, vreau să zic, pur și simplu în viața mea au apărut în urmă cu puțin timp. Cei drept, dar am reușit să-mi formez o părere despre ele și pentru că m-au impresionat de la prima aplicare, am zis că merită să le împărtășesc cu voi, să vă spun ce părere am eu despre ele și să vă atrag atenția asupra lor pentru că super bune din punctul meu de vedere. Marea majoritate a produselor de care vă vorbesc astăzi sunt produse de îngrijire a pielii și doar unul singur este pentru păr. Dacă tot a venit toamna de ceva timp și din ce în ce mai frig, știți prea bine, mai ales femeile, că avem nevoie de o cremă hidratantă de mâini mai mereu în geanta noastră. Și am descoperit una super bună, dar e mult spus, de fapt, din propriu spus descoperit, am redescoperit-o. Povestea e în felul următor, vă spun rapid. O cunosc de foarte mulți ani, această cremă, dar pur și simplu am uitat de ea. Mama mea o folosea atunci când locuia în Italia și prin intermediul ei am făcut cunoștință cu această cremă super bună atunci. Mi-a plăcut, dar din diferite motive, cred că în anii imediat următori nu am găsit-o aici pe piață în România și bla bla bla, nu știu din câte motive, nu am avut-o până astăzi. Ei bine, e vorba despre Cera di Cupra, această cremă de mâini, care să știți că o găsiți la niște prețuri foarte, foarte, foarte bune, chiar m-am uitat pe net, undeva până în 20, maxim 25 de lei, cred că. E o cremă de mâini care chiar își face treaba, vai, stai să mă și dau mâna. Îmi place super mult, are o textură extraordinar de cremoasă, îi super emolientă. Intră repede în piele, n-aveți ce vedea, deja vă arăt că nu vă puteți da seama din asta, dar e o cremă care chiar își face treaba. E o cremă bună, bună, tare de mâini, hidratantă, care intră destul de repede, nu destul, relativ repede în piele, hidratează foarte bine și lasă pielea catifelată. Îmi place foarte tare să o folosesc dacă cumva peste zi din știu eu ce motive nu am reușit să mă dau nici măcar o dată cu ea, măcar seara, înainte de culcare, după ce îmi spăl mâinile, îmi place să mă dau într-un strat un pic mai gros și dimineața când mă trezesc, mâinile mele sunt mult mai hidratate. Deci, se și vede, poate, poate, cât de fain se vede pielea, cum strălucește, nu știu dacă vă dați seama, dar e extraordinar de bună. Deci, crema asta de mâini m-a impresionat încă de la prima aplicare, am avut 10.000 de ani când am descoperit-o, iar după atâta timp, iată, a intrat din nou în posesia mea și îmi place în continuare la fel de mult, m-a lăsat mega, mega, mi-a făcut o impresie foarte plăcută. Și vă recomand din suflet. Tot de la aceeași firmă, tot de la aceeași firmă, este și de la Cera di Cupra, eu cred că asta e firma, Ricetta di Bellezza, Rosa, perpeli seche. Sper că am pronunțat bine cuvintele în limba italiană, nu știu dacă nu-mi cer scuze. De data aceasta vorbim despre o cremă de față pentru ten uscat. Să știți că eu asta am folosit-o și ca o cremă de mâini, pentru că inițial nici nu mi-am dat seama, vă spun sincer, inițial nici nu mi-am dat seama că e o cremă de față și am folosit-o, țac, pac, pe mâini și mi s-a părut super tare și asta. Hidratantă, are un miros, asta are un miros mai plăcut, mai, pur și simplu simți un miros la ea, în schimb asta e fără miros. Am uitat să fac această mențiune. Are ceva foarte, foarte, foarte discret, dar nu te încurcă absolut deloc. Absolut deloc. În schimb, asta cred că fiind cu trandafiri rosa sau
Da, rosa strandafir are mirosul ăla de trandafir care, sincer, îmi displace. Ar fi singurul minus pe care am să vi-l prezint la acest produs, îi mirosul, care nu îmi place în mod deosebit, dar nici nu mă încurcă să nu o pot folosi. Pentru ten, îi super bună pentru tenul uscat. Eu, de exemplu, am tenul mixt și o folosesc uneori seara, din când în când, când simt nevoia de mai multă hidratare, să spunem așa. Dar indicată îi pentru pielea uscată și poate foarte uscată, pentru că la fel e super, super hidratantă. Și îmi place foarte tare, la fel o găsesc la niște prețuri extraordinare și eu vă recomand cu mare, mare drag. Mai departe, o să vă arăt niște produse, un produs, de fapt, un produs de curățare a tenului și anume un exfoliant de față, un scrub, sau cum vreți voi să-i spuneți, de la Deborah. Da, de la Deborah îi scrubul ăsta și m-a impresionat de ce. Are particule foarte fine are particule foarte fine în interiorul lui. Acum, sinceră să fiu, nu am folosit-o de enorm de multe ori, cred că doar de vreo 2 sau 3 ori până acum, dar m-a impresionat de ce. Pe lângă faptul că a curățat super bine fața, tenul, de machiaj, de impurități, bine, oricum eu îmi demachiez prima dată tenul cu apă micelară și apoi mă spăl, dar pur și simplu am simțit că mi-a curățat tenul în profunzime, asta și din cauza faptului că e de fapt un scrub, dar, atenție, nu mi-a uscat tenul deloc. Și asta pentru că, nu am menționat lucrul acesta, are acid hialuronic. E foarte posibil ca din această cauză să simți atât de hidratat tenul după folosirea acestui scrub. Îmi place foarte mult, am mai încercat de-a lungul timpului diverse produse de genul acesta, dar ăsta chiar m-a impresionat și super bucuroasă că l-am. Vă spun sincer, merită să-l încercați și voi. Deci e un scrub, un exfoliant de față super bun, care curăță bine și hidratează în același timp tenul. Pentru că multe produse de genul ăsta îți usucă pielea și poate nu, chestia asta nu-ți place. Ei bine, dacă tu cauți un scrub care să fie și hidratant, pe ăsta de la Deborah ți-l recomand, Dermolab. Esfoliante scrub delicato viso. Scrie în italiană pe el și ea n-am vrut să vă citesc prea multe, că nu vreau să o dau în lambada. Mai departe, încă o schemă care m-a lăsat mască de-a dreptul, îi această mască de la Catrice, la un preț imbatabil și asta. Cam așa arată ea. Telefonul meu văd că nu focusează, ea nu vă prezint produsele foarte. Eu mai încerc să le apropiu de camera telefonului, dar văd că nu focusează foarte bine și atunci le țin undeva la distanța asta. Deci, cam așa arată această mască. Îi una de noapte de la Catrice. Se numește Hydro Overnight Mask. E 20, la 20 de mililitri și m-a impresionat pentru că după ce îmi demachiez seara tenul și mă spăl cu apă caldă și gelul acesta de curățare așa, despre el nu vreau să vă vorbesc astăzi, deci a fost o mică paranteză, uitați de el sau odată de 2 ori pe săptămână scrub-ul care vi l-am arătat mai devreme. Aplic această mască seara și o las să acționeze peste noapte, pentru că așa scrie pe acest produs, așa e recomandat să-l folosim. Îl aplicăm seara, iar dimineața îl îndepărtăm prin spălare cu apă caldă sau rece, cum doriți voi. Băi, deci, știți cum e? E o mască, e un produs cremos sub formă de gel cremă, e un gel cremă, care după ce îl aplici pe ten și îl masezi bine, bine, rămâne cumva încă la suprafața pielii sub formă un pic așa uleoasă. Îmi place foarte tare pentru că am impresia că are atâta de mare grijă de tenul meu pe timp de noapte extraordinar.
Dimineața când mă trezesc, tenul meu strălucește, e super hidratat, nu știu, îl simt foarte fain, deci nu-mi vine să cred. Mă spăl pe față, că eu în fiecare dimineață la fel mă spăl cu apă rece pe față, nu pot să nu fac asta. Și imediat după văd, și nu numai, deși după ce mă trezesc și după ce mă spăl și îndepărtez cumva produsul acesta, îmi simt pielea super, super faină și pregătită pentru o nouă zi. Deci chiar hidratează... Cel puțin pentru mine funcționează și îmi hidratează bine tenul. O găsiți la un preț extraordinar și cred că merită încercată pentru prețul care l-are. E super bună, deci super, super bună. Într-adevăr, am mai avut un produs de acest gen, dar sub formă de tester, de la Vichy. Nu mai știu exact cum se numește, nici nu știu sigur dacă mai am măcar o poză să o las pe aici pe undeva cu acel produs. Dacă nu, îmi pare rău, probabil o să revin vreodată în această viață aici să vă vorbesc despre el, pentru că și masca aceea la fel era exact ca și asta, era aceeași treabă, doar de la Vichy și mi-a plăcut și aia super, super mult. Poate un pic mai mult decât asta... Poate, dar în orice caz vă spun sincer că și asta m-a mega, mega impresionat și foarte bună. Bun, continuăm tot cu un produs pentru ten și anume am aici Coco and Eve Sunny Honey de la Sephora. Ce e ăsta? E un autobronzant lichid. De fapt, e sub formă, e un ser, da, că acum citeam pe el, serum bronzant pur le visaj. E un ser bronzant pentru față, sub formă de, nu știu ce îmi vine să spun, sub formă de picături, că nu e sub formă de picături, e sub formă de ser. Hello! Dar se aplică în următorul fel. Apeși aici pe chestia asta, că nu vreau să dau acum cu el că așa, apăs aici, pâc, pâc, pâc și curg câteva picături. O picătură, două, trei, e de ajuns. Se poate folosi ca atare, după ce pui câteva picături în palmă și... Deci se poate folosi ca atare pe față sau poți să-l amesteci cu crema ta de zi sau de noapte și își va face treaba garantat. M-a impresionat de ce? E un autobronzant care chiar bronzează frumos pielea. Dacă îl aplici seara, o să vezi că deja dimineața se observă rezultatele și ce îmi place foarte tare că atunci când pleacă, când dispare de pe față, nu lasă pete. Vorbesc cel puțin pe tenul meu mix. Deci pentru mine funcționează, m-a impresionat, îmi place super mult și cred că îl voi folosi destul de mult timp de acum încolo. Îmi place să-l aplic și pe gât și decolteu, bineînțeles. Nu știu, n-am mai întâlnit un astfel de produs, sincer, nu că nu există, dar nu am avut eu un ser autobronzant pentru față, nu am avut, am avut creme autobronzante, geluri, spray-uri pentru corp, spumă autobronzantă, dar pentru față nu am avut un asemenea produs până acum și ăsta m-a mega impresionat. Îmi place foarte mult, mi se pare super fain și vi-l recomand și vouă să-l încercați. Bun, mai departe am... un produs de păr, un balsam de păr leave-in. Că nici nu știu cum să-i spun. Să se pronunță așa, chiar nu știu. Why? Sper că nu fac vreo greșeală, fraților. Dacă da, îmi pare rău și îmi cer scuze, dar nu mai am produse de la brandul ăsta. Nici nu am căutat, sincer, pe internet să văd despre ce e vorba. L-am primit într-un... cadou de ziua mea, era într-o șcutuie de la Sephora cu mai multe alte produse pentru păr, dacă nu mă șel, da, și deci printre care a fost și ăsta. Ăsta m-a impresionat foarte tare, deși că atunci când l-am folosit, într-adevăr, și șamponul, și balsamul sau masca au fost destul de noi, pentru că în ultimul timp am testat o grămadă de produse, sincer, din toate planurile, și de machiaj, și pentru păr, și pentru grijire corporală, bla bla bla. Bun, și ce vreau să zic că nu-mi dau seama 100% dacă el a făcut treaba asta super bombă pentru părul meu, dar în orice caz îmi place foarte tare pentru că de fiecare dată când l-am introdus în rutina mea de îngrijire a părului, mi s-a părut că... nu știu, mă arată părul altcumva. Deci, pur și simplu, fiind un balsam care îl pulverizam pe părul umed sau uscat și de multe ori pe el uscat, imediat după spălare mai ales, se vedea clar că firele de păr, nu știu, smul, mai acum nu aveți ce vedea, dar vă spun, se vedea clar
că părul era mult mai hidratat, arăta foarte bine, foarte, foarte bine, se descurca ușor și nu știu, vai doamne, îmi place foarte mult chestia asta și intenționez, are doar 25 ml ăsta, dar intenționez să-l caut pe net și să îl cumpăr în, în varianta lui mare, pentru că da, chiar mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte tare. Mai mult decât atât, ăsta e bun și dacă nu știu din ce motive nu reușești să-ți pui o mască în cap să-ți hidrateze bine părul, îl poți folosi, pac, pac, îl pulverizezi rapid și pe părul umed și pe părul uscat și ai, ai rapid, să zic așa, un păr mai hidratat. Bun, o să vă arăt acum ultimul produs. Tot despre o cremă hidratantă, e vorba mai exact un balsam emolient extraordinar de hidratant și emolient. E grozav, deci e grozav, grozav, grozav produsul ăsta. Cam așa arată el, de la Bionike Triderm. Balsamul emoliente, emolient balm și cam atâta, că n-are rost să vă citesc mai mult, să mi se îmbârlige limba în gură. Acest produs este un balsam emolient, după cum spuneam mai devreme, dar foarte bun. Îl puteți folosi, deci, mod de aplicare, o dată sau de două ori pe zi, așa, vizuie corpul. Deci și pentru față și pentru corp. Asta e un aspect care, pentru mine, e destul de important la un produs de acest gen, pentru că îmi place uneori, când nu am foarte mult timp la dispoziție după duș, să mă hidratez din cap până în picioare cu un singur produs. Deci nu să mă dau cu tot felul, cu tot felul de pudărel, cu tot felul de creme până la Dumnezeu să stau în baie două ceasuri. Nu tot timpul am timp pentru așa ceva. Deci de-aia caut mereu o cremă, un balsam, un spray, ce vreți voi, o apă, glumesc. Deci caut mereu la un produs de acest gen să fie pentru corp și față. Bun. Asta e super, super cremos. O să vă și arăt. I-am păstrat încă chestia asta pe el. Cam așa arată. Și vedeți, are o textură un pic mai, mai densă, să spunem așa, un pic mai densă. Deci, există și varianta de vară, că practic produsul ăsta e recomandat să-l folosim pe timp rece, toamnă-iarnă, și există și variantă pentru primăvară-vară, deci o textură mai lejeră, mai cremoasă. Și balsamul ăsta, deci, e așa mai dens, gen unt, cum sunt unturile de corp. Stilul ăla de textură găsiți la el și îmi place foarte tare pentru că chiar hidratează bine pielea. Intră în piele și, nu știu, strălucește super fain. Deci după ce te dai bine, bine, bine cu balsamul ăsta, pielea are așa un luciu super fain de piele sănătoasă și frumoasă și spălată și curată și cremuită maxim, nu știu, așa mi se pare și îmi place foarte tare. La fel nu l-am folosit de 11.000 de ori, că l-am de foarte puțin timp, chiar de câteva zile doar, și îmi place foarte, foarte mult rezultatul care l-am avut în urma utilizării acestui produs. Vi recomand din suflet să-l încercați și voi, ba mai mult decât atât, îl pot folosi atât copiii cât și adulții. Este pentru... De fapt, vă las pe voi să... N-aș vrea să vă bag în prea multe, în prea multe detalii. Îl puteți căuta voi pe internet. Bionike, așa îi spune, Triderm. Dacă aveți probleme cu o piele uscată sau foarte, foarte uscată, vă recomand să încercați produsul ăsta, că e magic, magic FM. Bun. Sper că v-a plăcut video de astăzi, că ați găsit interesante și voi produsele care eu vi le-am arătat și sper să încercați măcar vreuna dintre ele și să-mi spuneți apoi cum a fost sau dacă aveți și voi careva dintre astea, să-mi spuneți ce părere aveți despre ele. Pentru voi funcționează, nu funcționează, dar să menționați și tipul vostru de piele. Deci, dacă, de exemplu, ai crema asta de față, de la acela de cupra și tu ai un ten gras, să nu spui, nu e bună nimic, nu-mi place deloc, nu ai dreptate, du-te în pui mie bună. Spune, nu-mi place crema asta pentru că am tenul gras și ea fiind pentru tenul uscat, pentru mine nu funcționează, ok? Hai să fim cinstiți, că nu vreau să ne adunăm aici oamenii răi, numai oameni buni și sinceri. Vă pup! Toate cele bune până data viitoare și vă pup din nou!